Vin banii europeni, iar noi trebuie să-i absorbim. Fondul de tranziție justă ar reprezenta o gură de aer pentru județul Gorj, iar Consiliul Județean așteaptă propunerile mediului de afaceri și nu numai. Vor fi minim 4 direcții de investiții, iar oamenii care vor să își dezvolte afacerea pot veni cu idei. Sute de locuri de muncă în străinătate. Gorjenii pot pleca în Germania, Polonia sau Danemarca pentru a câștiga mai mulți bani prin programe oferite de ANOFM. De câteva zile, situația infectărilor cu noul coronavirus nici nu scade simțitor, dar nici nu crește. Oscilează numărul deceselor, iar din fericire, pacienții în stare gravă la terapie intensivă sunt tot mai puțini. Avem un buget gata, care va fi pus în dezbatere publică în cel mai scurt timp. Vor fi tăieri și plafonări, iar românii pot să-și ia adio de la voucherele de vacanță, care, oricum, în opinia unor politicieni, era o pomană. Ar putea dispărea și gratuitatea studenților la transportul pe cale ferată, pensiile nu mai cresc, iar unele sporuri dispar. Tăiem tot ce se poate, mai puțin pensiile speciale. Acolo nu umblă nimeni. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Banii europeni bat la ușă, iar Gorjul trebuie să facă tot posibilul să absoarbă fondurile. Suma primită ar urma să dezvolte întreg județul și să amortizeze criza forței de muncă ce ar urma să vină. Consiliul Județean se ocupă deja de planul de tranziție justă, însă așteaptă și propuneri din partea mediului de afaceri din Gorj. Tranziția justă cuprinde 6 județe, deși la început doar Gorjul și Hunedoara erau prevăzute în plan. Ulterior au fost adăugate și județele Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Fondul este în valoare de 2,2 miliarde de euro, care vor fi atrași în perioada următoare. Consiliul Județean a demarat acțiuni pentru a absorbi banii în 4 direcții de investiții. Deocamdată nu au apărut ghidurile, însă CJ a format un grup de lucru în acest sens. Mediul de afaceri poate veni cu propuneri de proiecte pentru planul teritorial de tranziție justă. Banii ăștia, să zicem că sunt un tot. Din acest tot, noi trebuie să știm câți dirijăm într-o direcție, câți în alta, și asta nu putem ști decât dacă oamenii vin și spun: doamne, uite, noi am vrea să facem următorul tip de proiect. Și asta voiam să le citesc, care sunt aceste tipuri. Incubatoare de afaceri, start-up-uri, activități de cercetare și inovare, transfer tehnologic, investiții productive în IMM-uri și alte întreprinderi. Digitalizare. Prioritatea a doua, o tranziție justă privind investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată și emisii reduse. Investiții în surse regenerabile de energie, investiții productive în întreprinderi mari pentru reducerea emisiilor, măsuri de creștere a eficienței energetice. Prioritatea 3, regenerare, decontaminare, refacerea și reconversia terenurilor, investiții sustenabile pentru creșterea atractivității teritoriilor. Economie circulară, reabilitare rețele termoficare și capacități noi, producerea energie termică. Prioritatea 4, calificarea, recalificarea și formarea persoanelor ocupate și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, asistență în căutarea unui loc de muncă și așa mai departe. Pe lângă aceste direcții, CJ Gorj este deschis și la alte propuneri și idei pe care să le integreze în plan. Vicepreședintele Consiliului spune că majoritatea banilor ar trebui să meargă pe producție, pentru că scopul tranziției juste este exact acela de a înființa locuri de muncă pentru oamenii care vor pleca de la complexul energetic Oltenia. Pe lângă cei angajați direct la CEO, peste 120 de societăți prestează servicii pentru companie, așadar mai mult de 7.200 de salariați vor fi afectați de restructurarea CEO. De asemenea, Consiliul Județean vrea ca mediul de afaceri din Gorj să fie direct implicat în plan. Primarii localităților ar trebui să aibă o întâlnire cu antreprenorii ce își desfășoară activitatea în acele zone și să strângă ideile pentru a contribui la planul teritorial. Dorin Tașcău spune că este mare nevoie de mediul de afaceri pentru elaborarea strategiei, iar la rândul său, cel din urmă are nevoie de bani, fiind vorba despre un ajutor reciproc. Avem nevoie de mediul de afaceri. Am înțeles. Iar mediul de afaceri are nevoie de noi și de bani. Corect, corect. Iar banii ăștia vin, nu le spunem decât este un ajutor reciproc. Hai să-i luați. Eu, vicepreședintele Consiliului Județean și președintele Consiliului Județean și echipa care lucrează acolo spune clar, public, oricine are un plan corect poate să obțină bani. Gorjul ar urma să primească 1,2 miliarde de euro, însă doar dacă autoritățile locale vor reuși să facă proiecte pentru atragerea acestor resurse. Socialdemocrații din Parlament vor depune mâine o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Aceștia spun că în toată perioada mandatului Voiculescu nu a avut o comunicare foarte bună, iar gestionarea situației lasă de dorit. Moțiunea va intra în dezbatere peste 6 zile.
După ce o serie de parlamentari au cerut demisia ministrului Vlad Voiculescu, liderii PSD vor depune mâine o moțiune simplă împotriva acestuia. Deși nu va duce implicit la demiterea lui Voiculescu, socialdemocrații vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația din minister. Și deputatul de Gorj, Claudiu Manta, a postat pe pagina sa de socializare o fotografie în care solicita demisia lui Voiculescu. Acesta spune că motivele pentru care va fi înaintată moțiunea țin atât de gestionarea defectuoasă, cât și de comunicarea actualului ministru. Din punctul lui de vedere, Voiculescu trebuia să își depună mandatul și nu să aștepte o eventuală demitere. Am hotărât depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului sănătății, pentru că chiar dacă această moțiune nu duce automat la demiterea ministrului, mi se pare totuși un act de normalitate și de respect instituțional ca în cazul în care această moțiune simplă împotriva ministrului sănătății va trece să fie demis, iar motivele pentru care vrem să facem asta de proasta gestionare și de proasta comunicare pe care a avut-o în toată această perioadă. În mod normal, cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat acolo, pentru că vorbim de o menegeriere defectuoasă atât a institutului, cât și a sistemului medical în general. Nu se poate ca la câteva luni de zile de la dezastru, de la Piatra Neamț, să se întâmple cam același lucru și nimeni să nu răspundă pentru asta. Iar din punctul ăsta de vedere, noi cei de la PSD credem că ministrul sănătății trebuie să plece și trebuie să plece acum. Dânsul, din punctul nostru de vedere, trebuia să-și dea demisia și să nu aștepte să fie demis. Spre deosebire de moțiunea de cenzură care duce la căderea guvernului, moțiunea simplă are ca efect doar adresarea unui avertisment politic cu scopul de a remedia o situație eronată fără a crea din partea guvernului obligația de a o respecta. Deputatul USR Radu Miruță este de părere că tocmai socialdemocrații se fac vinovați de dezastrul din sistemul de sănătate. Din punctul meu de vedere, nu fac decât să-și pună singur țărină în cap, pentru că PSD a avut 14 miniștri de după Revoluție până astăzi ai sănătății. Directorul de la Spitalul Matei Balci este membru PSD, este actualmente parlamentar PSD. Doar în perioada trecută, anul trecut, acum un an și jumătate, a primit și a investit acolo vreo 20 de milioane de lei. Ei sunt practic răspunzători de punctul în care a ajuns sistemul public de sănătate în România prin acțiunile pe care le-au desfășurat și le-au avut în ultima perioadă de timp. Uitați-vă doar la ultimii miniștri, Sorina Pintea, Nicolae Bănicioiu, sunt oameni care sunt cercetați penal pentru abuzuri în funcțiile pe care le-au avut, pentru condiționări de contracte, sunt acuzați unii dintre ei de luare de mită. Miruță spune și că PSD a promis acum 5 ani 8 spitale regionale, însă nu a fost ridicat niciunul. Reamintim că incendiul de la Spitalul Matei Balci din capitală a avut loc pe 29 ianuarie, la nici 3 luni de la tragedia de la Piatra Neamț. 5 pacienți au murit în acea zi, iar ulterior numărul victimelor a crescut la 16. Ultimul pacient a decedat chiar în cursul zilei de astăzi, fiind diagnosticat cu o formă severă de COVID-19. Secția de medicină internă se redeschide după ce internările au fost blocate săptămâna trecută. Mai mulți pacienți au fost depistați pozitiv la infecția cu noul coronavirus, deși inițial au avut un test negativ. Se pare însă că totul a pornit de la un bărbat care se afla în perioada de incubație la prelevarea probelor. Secția Medicină Internă 1 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care a fost închisă din cauza depistării unor cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 în rândul pacienților internați, și-a reluat activitatea începând cu data de 8 februarie. În urma anchetei efectuate de Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, se pare că sursa declanșării focarului ar fi fost un pacient în vârstă de 66 de ani. La nivelul secției a fost efectuată dezinfecția de nivel înalt conform recomandărilor inițiale, iar pacienții care au fost externați în perioada imediat următoare depistării focarului au fost sfătuiți să se testeze în cazul apariției simptomelor, conform metodologiei aflate în vigoare și recomandărilor INSP. În urma anchetei epidemiologice efectuate de serviciul SPIAM, se consideră ca sursa potențială a declanșării focarului un pacient în vârstă de 66 de ani, care la prima testare PCR a prezentat un test negativ, fiind cel mai probabil în perioada de incubație a virusului. Ulterior, acesta a fost depistat pozitiv și se consideră pacientul la care a pornit infecția la nivelul acestei infecții. S-a ținut cont de propunerile inițiale ale serviciului SPIAM, s-au externat pacienții care erau internați acolo pe secție și de asemenea s-au blocat temporar internările pe secție. S-a efectuat dezinfecție de nivel înalt.
De asemenea, au fost transmise o serie de recomandări conducerii spitalului, printre care retestarea pacienților cu test RT-PCR, inițial negativ în cazul persistenței simptomatologiei de la 48 de ore de la internare și instruirea corespunzătoare a pacienților privind purtarea măștii de protecție, igiena și dezinfecția frecventă a mâinilor și păstrarea distanței față de alți pacienți. Noul ser AstraZeneca va fi disponibil pentru imunizarea românilor începând cu data de 15 februarie. Astfel, persoanele doritoare de a se vaccina cu AstraZeneca se pot programa de mâine prin mijloacele deja cunoscute. La nivelul județului nostru vor fi deschise 3 centre noi de vaccinare. Începând cu data de 15 februarie, românii pot opta pentru imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Acesta este un vaccin monovalent disponibil în flacoane de 4 ml suspensie cu 8 doze, respectiv de 5 ml suspensie cu 10 doze. Vaccinul se păstrează la temperaturi între 2 și 8 grade Celsius. Pentru a nu apărea probleme în procesul de vaccinare cu acest nou ser, autoritățile au luat decizia ca la nivel național să fie deschise 180 de noi cabinete de vaccinare în toate cele 42 de județe. La nivelul Gorjului vor fi deschise 3 astfel de centre noi în localitățile Stoina, Bumbești, Jiu și Tismana. Programările pentru vaccinul AstraZeneca se deschid începând de miercuri 10 februarie și vizează persoanele cu boli cronice și cele care desfășoară activități în domeniile cheie, conform strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19. Încă 3 centre de vaccinare vor deveni funcționale la nivelul județului Gorj. De la data de 15 februarie anul curent, va începe imunizarea populației cu vaccinul AstraZeneca. Centrele destinate vaccinării cu AstraZeneca vor fi deschise în următoarele locații: Bumbejiu, la sala de sport, Stoina, la Căminul Cultural, Tismana, la Casa de Cultură. Înscrierea pentru vaccinare se va putea realiza începând de mâine, 10 februarie anul curent, și se adresează persoanelor care, potrivit strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, fac parte din etapa a doua. În România, vaccinarea împotriva COVID-19 cu noul ser AstraZeneca este recomandată pentru grupa de vârstă 18-55 de ani, cu posibilitatea creșterii acestui interval în funcție de apariția noilor date științifice. De asemenea, intervalul de timp recomandat între cele două doze este de 8 săptămâni, potrivit Comitetului Național. Modalitățile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, atât prin intermediul platformei electronice Medicul de Familie, cât și prin call center la numărul unic 021 414 4425 sau la numerele de suport destinate fiecărui județ în parte, disponibile pe platforma de informare vaccinarecovid.gov.ro. Programul EURES România de accesare a joburilor în străinătate pune la dispoziție în această perioadă în jur de 400 de locuri de muncă și gorjenii doritori de un job mult mai bine plătit în afara granițelor țării pot opta pentru aplicare în acest program. Locurile de muncă vacante sunt în țări precum Germania, Danemarca, Polonia și Spania. La nivel național, românii aflați în căutarea unui job mai bine plătit pot accesa prin intermediul programului EURES România locuri de muncă în străinătate. Conform informațiilor oferite de Agenția Națională Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt disponibile în această perioadă prin rețeaua EURES aproximativ 397 de locuri de muncă în afara granițelor țării. Gorjenii pot aplica pentru un job în Danemarca, unde disponibilitatea este de 300 de locuri până la data de 15 februarie în domeniul agriculturii, culegător de mazăre în Germania, șofer de camion și operator mașină de înduit, Malta, 25 de locuri, dar și pentru Polonia, Norvegia și Spania. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă prin Serviciul de Ocupare European EURES cetățenilor gorjeni un număr de 397 de locuri de muncă pentru țările Uniunii Europene, cele mai multe fiind în Danemarca, pentru culegătorii de mazăre, lucrători în agricultură. Locuri de muncă sunt oferite și de Malta, în domeniul mecanic naval și tehnician de proces, 25 de locuri de muncă. Norvegia oferă 60 de locuri de muncă, sidar faianțat, tinichigiu auto, vopsitor auto, mecanic auto, mecanic semiremorcă, dar și medic generalist, medic specialist, 4 locuri, ghid pentru caiac, 3 locuri de muncă. De asemenea, tot Norvegia oferă și locuri de muncă dezosator, măcelar și dentist. Polonia oferă cetățenilor români 5 locuri de muncă, fierar betonist, zidar și dulgher, iar Spania oferă 2 locuri de muncă în meseria de dogar.
Persoanele interesate de accesarea unui loc de muncă prin acest program EURES pot găsi mai multe informații legate de cerințele locului de muncă, modul de aplicare, salariul și durata contractului pe portalul EURES din cadrul paginii oficiale a NeoFM. De asemenea, gorjenii ce își doresc un astfel de loc de muncă trebuie să facă o vizită consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, pentru a se înregistra în baza de date și a primi mai multe informații legate de procesul de aplicare. Dosarul necesar pentru un job EURES trebuie să conțină cazierul judiciar, o adeverință eliberată de medic prin care să ateste că este apt de muncă și buletinul. Sfârșitul vacanței copiilor a adus un nou val de aglomerație în stațiunea Montană Rânca. Mii de turiști au fost prezenți zilnic în stațiune, dat fiind și stratul de zăpadă consistent numai bun pentru practicarea sporturilor de iarnă. Dincolo de frumusețea zonei, turiștii au fost nevoiți să treacă și prin calvalul traficului. Cozi kilometrice s-au format pe ambele sensuri de mers, traficul desfășurindu-se în condiții nu tocmai optime. Sfârșitul vacanței intersemestriale a copiilor se pare că a umplut din nou stațiunea Montană Rânca în acest weekend. Zilnic, mii de turiști au luat cu asalt stațiunea pentru a se putea bucura de câteva zile de relaxare. Aceștia se pare că au preferat să renunțe la aglomerația urbană în favoarea weekendului plin de distracție pe pârtie. Ținând cont că ne aflăm în plină pandemie, muntele se pare că este locul de refugiu preferat de cetățeni. Oamenii s-au bucurat de vremea frumoasă, stratul consistent de zăpadă, reprezentând un adevărat motiv de fericire atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Schiatul sau mersul cu săniuța s-au desfășurat astfel în cele mai bune condiții. Volumul extrem de mare de turiști prezenți în stațiune a condus la înregistrarea unui număr ridicat de evenimente, 8 intervenții în acest weekend și 29 pe toată perioada vacanței școlare. Turiștii nu au venit destul de bine pregătiți și echipați, astfel că salvamontiștii au fost solicitați să intervină zilnic. Jumătate din numărul evenimentelor au necesitat transportul la spital. Știam că va fi o perioadă aglomerată la munte, zăpada a fost foarte bună, oamenii au venit cu copiii să petreacă împreună vacanța, dar inevitabil au apărut și evenimente. Dintre acestea, cam jumătate au fost transportate la spital cu ajutorul ambulanțelor Serviciului Județean de Ambulanță și ambulanțelor SMURD. Două cazuri au fost transportate cu ambulanța Salvamont, pentru că a trebuit să intervenim cu operativitate să nu mai așteptăm sprijinul colegilor de la ambulanțe. Dar au fost cazuri în care persoanele nu au viața în pericol, dar trebuiau neapărat supuse unor controle medicale mai de specialitate, de radiografii sau chiar intervenții chirurgicale. Noi sperăm ca toată lumea să rămână cu amintire plăcută despre munte, numărul accidentelor să se reducă pe măsură ce înaintăm în iarnă. Deja consistența zăpezii este mult mai bună, oamenii au început să capete abilitățile necesare și credem că cu puțin atenție și responsabilitate vom reuși să reducem numărul de accidente de pe munte. Bucuria distracției pe pârtie s-a transformat însă în calvar pentru turiști la întoarcerea acasă. Veșnica problema aglomerației generată de lipsa locurilor de parcare și nămeții de zăpadă de pe marginea drumurilor i-a înfuriat pe turiști, fiind nevoiți să stea ore bune blocați în trafic. Autoritățile din cele două localități, în administrarea cărora se află stațiunea, încearcă să găsească soluții pentru rezolvarea acestei probleme majore. Consumul de droguri a devenit tot mai tentant pentru tinerii din România. Cannabisul este drogul cel mai consumat în țara noastră, vârsta minimă a consumatorilor ajungând și la doar 14 ani. În Gorj, peste 200 de tineri consumatori au avut nevoie de consiliere. Adolescenții formează o populație vulnerabilă la consumul de droguri, aceștia fiind mai receptivi la experiențe noi și extreme. Vulnerabilitatea adolescenților la consumul de droguri este direct legată de faptul că drogurile au devenit accesibile, consumul fiind asociat deseori cu presiunea exercitată de grupul de prieteni. Conform unui studiu realizat de Agenția Națională Antidrog, la nivelul populației generale se identifică o prevalență de-a lungul vieții a consumului oricărui tip de drog ilicit de 11,9%. De asemenea, la nivel național, conform acelui studiu, consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieții în rândul elevilor de 16 ani este de 9,5%. Cannabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România în populația școlară. Cea mai mică vârstă de debut declarată de respondenții acestui studiu a fost 14 ani, iar media vârstei de debut 19,4 ani. La nivel județean, se pare că această mare tentație nu a trecut neobservată în rândul adolescenților gorjeni. Potrivit unui raport al Centrului de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog din județul Gorj, în anul 2020
2020, aproximativ 206 gorjeni au avut nevoie de consiliere individuală în ceea ce privește consumul de droguri și alți 85 de tineri au fost supuși unei evaluări de specialitate. Membrii centrului au oferit de asemenea 87 de informări beneficiarilor. În anul 2020, demersurile CPEC a Gorj au fost concentrate pe continuarea bunelor practici în domeniile esențiale, ținând cont de importanța rolului de coordonare național al luptei împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, asumat prin acte normative de către Agenția Națională Antidrog. Pentru conștientizarea și implicarea întregii populații școlare în programele de prevenire a consumului de droguri, specialiștii CPEC a Gorj au implementat la nivel județean 6 proiecte naționale inițiate de Agenția Națională Antidrog în parteneriat cu instituțiile cu atribuții în domeniu. Astfel, au fost implementate 6 proiecte naționale în parteneriat cu ISJ Gorj, în care au fost desfășurate 54 de activități, ce au avut 709 beneficiari direcți, preșcolari, elevi, profesori și părinți. Pentru reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție în mediile comunitare, corelate cu nevoile și cu particularitățile acestora, au fost desfășurate 33 de activități și 5 campanii naționale de prevenire a consumului de tutun, droguri și noi substanțe psihoactive pentru marcarea următoarelor evenimente: Ziua Mondială fără Tutun, Ziua Internațională de Luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri, campania media națională Fii Liber, având 1763 de beneficiari direcți, persoane din comunitate. Pe parcursul anului 2020, la nivelul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidroguri, au fost implementate 6 proiecte naționale. Eu și copilul meu, în mediul familiar, în mediul preșcolar, cum să creștem sănătoși, ABC-ul emoțiilor, după aceea Necenzuratul și Mesajul meu antidrog a ajuns la 17 ediție și anul acesta la 18 ediție. Totalul beneficiarilor au fost de 709 persoane, elevi, cadre didactice și preșcolari. La fel, în comunitate au fost desfășurate 33 de activități și 500 campanii care au avut beneficiar 1763 de persoane din comunitate. Pentru anul 2021, CPEC a Gorj urmărește consolidarea poziției de coordonator local al politicilor antidrog și dezvoltarea schimburilor de date din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, în vederea unei monitorizări atente a fenomenului consumului și traficului ilicit de droguri la nivel județean, pentru implementarea unor politici în concordanță cu nevoile și caracteristicile fenomenului. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat la începutul acestei luni în jur de 30 de controle. Au fost verificați atât angajatorii cât și angajații. Amenzi de peste 195.000 de lei au fost aplicate, iar controlele vor continua și în perioada următoare. Cea mai des întâlnită ilegalitate continuă să fie munca la negru. În perioada 1-5 februarie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a efectuat 28 de controle în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 195.000 de lei, din care un procent ridicat a fost aplicat în 6 cazuri de muncă nedeclarată pentru 2 angajatori care prestează activitate în domeniul turismului în stațiunea Rânca. Tot în cadrul controlelor efectuate, alte 88 de măsuri de remediere a deficiențelor au fost aplicate. Domeniul turismului se pare că rămâne în continuare domeniul cu grad ridicat de incidența muncii fără forme legale de angajare, astfel că pentru inspectorii ITM Gorj reprezintă un obiectiv permanent al acțiunilor de verificare. Au fost aplicate 22 de sancțiuni, valoarea amenzilor fiind de 195.000 de lei. Doi dintre angajatorii sancționați care prestează activitate în domeniul turismului în stațiunea Rânca au fost sancționați cu amendă în cuantum de 120.000 de lei pentru folosirea în activitatea 6 persoane fără forme legale de angajare. De asemenea, pentru deficiențele constatate s-au dispus 88 de măsuri de remediere, ce trebuie duse la îndeplinire într-un termen stabilit de către inspectorii de muncă. Domeniul turismului este în continuare un domeniu cu un grad ridicat de incidența muncii fără forme legale de angajare, motiv pentru care reprezintă un obiectiv permanent în acțiunile de control ale inspectorilor de muncă în perioada următoare. Verificarea respectării de către angajatori a măsurilor de prevenție și protecție în vederea limitării răspândirii SARS-CoV-2 rămâne în continuare un obiectiv important pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Situația infectării cu virusul SARS-CoV-2 pare că la nivelul țării noastre se menține într-un ritm nu tocmai alert. Numărul deceselor COVID oscilează, însă nu depășește pragul de 100. Numărul pacienților în stare gravă este într-o continuă scădere, iar numărul de noi cazuri variază între 2.000 și 3.000.
România a înregistrat azi un număr de 2.797 noi cazuri COVID, din cele peste 30.000 de probe prelevate. 30.229 de teste au fost efectuate la nivel național, astfel că rata de pozitivare este de aproximativ 9,23%. Observăm o ușoară creștere a numărului deceselor COVID-19. 95 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu 15 mai mulți decât numărul înregistrat ieri. Românii aflați în stare gravă la terapie intensivă se află în continuare în scădere, 937 fiind internați în acest moment. La debutul pandemiei și până în prezent, peste 749.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 695.398 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 19.056 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 37. Din nefericire, au mai fost înregistrate încă 3 decese în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre un bărbat și două femei cu vârste cuprinse între 62 și 73 de ani, toți prezentând și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă 3 decese. Primul deces a fost un bărbat în vârstă de 62 de ani, care prezenta următoarele comorbidități: boală cronică renală, diabet zaharat tip 2, fibrilație atrială și hipertensiune arterială. Un alt deces a fost o femeie în vârstă de 64 de ani, care prezenta comorbiditățile: obezitate morbidă și hipotiroidie. Al treilea deces a fost o femeie în vârstă de 73 de ani, care prezenta următoarele afecțiuni medicale: hipertensiune arterială, diabet zaharat tip 2 și boală renală stadiul final. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Gorj, au fost înregistrate alte 37 noi cazuri de îmbolnăvire. De la începutul pandemiei, 6.059 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj, 5.573 de gorjeni s-au vindecat, iar 291 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculată de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 1,16 la 1.000, fiind situat încă în scenariul verde. În prezent, doar un singur județ se află în scenariul roșu, și anume Timiș. Vrancea înregistrează cea mai mică rată de infectare, și anume 0,34 la 1.000, iar la polul opus, județul Timiș înregistrează cea mai mare rată de incidență, 3,51. Tot vorbim despre bani europeni și despre investiții. Vorbim despre cât de important este fondul de tranziție justă și cum ar trebui să se implice autoritățile locale. În această seară discutăm cu viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru, despre modernizarea orașului și perspectivele de viitor ale târgujienilor. Revenim imediat. Am revenit alături de viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Se mai lucrează pe șantierele din Târgu Jiu? În regim de iarnă sau de comandament de iarnă, dar încă avem câteva șantiere deschise, cu excepția a două dintre ele, restul sunt în spații închise, dar se mișcă lucrurile în Târgu Jiu, chiar dacă este vremea așa cum este. Sunt în grafic constructorii? În ceea ce privește infrastructura școlară, toate lucrurile sunt în grafic. După cum am postat și pe Facebook astăzi, am fost în vizită la șantierul de la grădinița care se construiește în spate la liceul Ion Mincu, lucrare care va trebui să fie gata la 30 aprilie. Am avut discuție cu constructorul chiar la fața locului și lucrurile sunt în grafic, chiar este posibil să fie gata mai devreme. De asemenea, mai avem de lucru la grădinița de pe Lotrului, care are termen de finalizare 1 septembrie, la corpul grădiniței de pe Mioriței, care la fel are termen undeva la începutul lunii iulie, încă un corp nou la grădinița de pe Olari, care la fel tot la 1 iulie sunt cam, lucrurile sunt similare și ca și aspect sau suprafață, dacă e să o luăm în termeni tehnici, și ca termen au început cam în același timp contractele. Dacă cea de pe Lotrului va avea 3 grupe de copii, cea de la Ion Mincu va avea 5 grupe de copii, iar cele de pe Mioriței Olar, care am spus că sunt identice, vor avea 4 grupe de copii. A fost una din problemele, sau este una din problemele cu care ne confruntăm în această perioadă, foarte mulți părinți care nu au loc pentru copii unde să-i ducă,
Și tocmai de asta primăria Târgu Jiu a venit în sprijinul lor, iar sunt convins că începând cu 1 septembrie lucrurile se vor aranja. Calitatea lucrărilor, ați verificat-o? În ceea ce privește grădinițele, da. Mai ales că în acest moment clădirea este la roșu, să zicem așa, materialele sunt de calitate și din ce am observat și personalul constructorului, cel puțin vorbind de grădința de la Ion Mincu, se lucrează cum trebuie, cu simț de răspundere. Acum va fi o comisie de recepție care va face recepția finală și își va spune cuvântul. Dar atât cât mă pricep eu, cred că pe la, cel puțin la acest punct de lucru nu sunt probleme. În rest, ce să vă zic, mici incidente se mai întâmplă. Am avut săptămâna viitoare un incident pe Calea Eroilor. S-a remediat, s-a descopertat o porțiune de vreo 20 de metri. Constructori și constructorii, probleme și probleme, dar până la urmă probleme minore nu cred că vor fi probleme în ceea ce privește calitatea lucrărilor în Târgu Jiu, cel puțin care se desfășoară acum. Mai avem o lucrare din Narcisea, am început să punem bordurile pentru că vremea ne permite, vrem să realizăm coborârea canalelor, gurilor de canal la nivel, în așa fel încât undeva în perioada 1-5 martie, când societatea comercială Edilitara va termina revizia la stația de asfalt, să putem să începem asfaltarea în cartierul Narciselu și, bineînțeles, să finalizăm lucrarea. Cât mai repede, îmi doresc undeva un maxim 15-20 martie lucrarea să fie finalizată în cartierul Narciselu, cartierul de case, mă refer. Ați luat vreo măsură față de constructorul care se ocupă de lucrarea de pe Eroilor? Clar să remedieze ceea ce a făcut acolo. Am avut un reprezentant de la noi de la primărie, a fost chemat și dirigintele de șantier și pe porțiunea pe tronsonul respectiv, chiar mai mult s-a săpat decât tronsonul respectiv, s-au luat măsurile necesare. Acum, nu foarte mult timp, spuneați dumneavoastră că vreți să reorganizați cumva parcările din municipiul Târgu Jiu, iar cei care plătesc la primărie să aibă dreptul de folosință între orele 5 dimineața și 17 și 5 dimineața. Ce se întâmplă cu acel proiect? Îl mai punem în aplicare? Așteptăm bugetul pe anul acesta. În primul rând, vrem să achiziționăm o mașină de ridicat auto, mai ales că în orașul Târgu Jiu este o problemă foarte mare. De fapt, această problemă reprezintă mașinile părăsite. Avem, după calculul nostru, pe puțin 500 de mașini părăsite, care automat trebuie ridicate de pe carosabil, unele dintre ele pe bulevardele principale, altele prin parcări, am văzut inclusiv unele parcate pe locul persoanelor cu handicap, rezervate persoanelor cu handicap, mașini lăsate fără număr pe ele. Iar încă nu am luat o hotărâre în ceea ce privește, să trec direct la întrebarea care mi-a spus-o dumneavoastră, nu am luat o hotărâre clară asupra programului sau asta, dar cert este faptul că vor fi două planuri tarifare, unul clar, cel de 130 de lei care este acum, care îl știe toată lumea, iar cine vrea serviciul inclus, să zicem așa, adică să folosim acea mașină în interesul celor riveranilor, va fi o altă taxă care o va stabili departamentul tehnic în funcție de cheltuielile necesare, aici vorbim de salarii, de amortizment, de tot ce înseamnă, iar acel cetățean care va plăti tariful inclus, atunci când va suna la primărie, într-o anumită perioadă pe care o vom stabili tot împreună cu departamentul tehnic, va beneficia de ajutorul primăriei pentru a-și elibera locul de parcare. Așadar, nu știm dacă vor dispărea acele blocatoare ale locurilor de parcare. Nu, acele blocatoare vor dispărea sigur, am spus-o și în alte emisiuni, sunt și acum sunt amplasate ilegal, pentru că, până la urmă, orice lucrare o faci pe spațiu public, îți trebuie autorizație de construcție, iar la ora actuală niciun blocator din acela nu are autorizație de construcție. Și totuși ele există. Suntem în perioada de iarnă, vis-a-vis de construcțiile pe spațiile publice, aș face așa aș privi mai larg lucrurile, avem tot felul de construcții și în cartiere și în afara cartierelor chiar. Deocamdată suntem la stadiu de adrese, pentru că
vrem ca oamenii să-și ridice singuri, să înțeleagă că spațiul public este pentru toată lumea, fie că vorbim în cartiere de oamenii care locuiesc la parterci și au făcut o felul de amenajare acolo, fie că vorbim de persoanele care au pus blocatoarele pe unde le-au pus, chiar dacă plătesc pentru acel loc de parcare, nu au voie să pună pe spațiu public tot felul de construcții, indiferent de ce mărime sunt ele. O ilegalitate atrage de obicei și o sancțiune. Care sunt sancțiunile? N-am mers pe sancțiuni. Pur și simplu sunt ilegale și atât. Nu. Eu am spus de la începutul mandatului, am avut unele discuții împreună cu echipa PNL, cu domnul primar, cu consilierii. Ne dorim ca inclusiv poliția locală să facă mai mult muncă de prevenție. Mergem la început pe avertizarea populației și pe faptul că trebuie să facă acel lucru, adică în speță să elibereze spațiul public. Apoi, dacă nu există înțelegere, trecem și la sancțiuni. Dar vrem o altă abordare, iar o altă abordare înseamnă prevenția, de exemplu, din partea poliției locale. Pe buzele tuturor stă fondul de tranziție justă. Consiliul Județean spune că este nevoie atât de implicarea mediului de afaceri, cât și a unităților administrativ-teritoriale. Ați făcut vreun demers în acest sens? În ceea ce privește fondurile europene, iar este mai mult de discutat. Eu am fost la două întâlniri în ceea ce privește fondul la o tranziție justă. Vreau să vă spun că, indiferent câte întâlniri va face Consiliul Județean, greul va pica tot pe umerii primăriilor. Și aș spune telespectatorilor dumneavoastră că administrația Romanescu, vorbind de primii 3 ani de mandat, a depus dosare pentru proiecte europene peste cele 60 de milioane de euro care ne-au fost inițial alocate. La ora actuală avem 70 de milioane de euro, deci cu 10 milioane mai mult. Dau un singur exemplu, proiectul de iluminat public l-am obținut ca un bonus peste cele 60 de milioane de euro, pentru că pur și simplu s-a aplicat proiectul respectiv. Alte primării nu au depus dosare, iar primăria Târgu Jiu, pe redistribuire, a mai primit încă 10 milioane de euro. Pe exercițiul financiar 2020-2027 avem la dispoziție 115 milioane de euro bani europeni. Până în 2022, termen pentru depunerea dosarelor în ceea ce privește proiectele care vrem să le implementăm, și aici mă bucură foarte mult faptul că sunt și proiecte care privesc infrastructura orașului. Ne dorim foarte mult și sperăm să realizăm pe acest exercițiu financiar cele 3 pasaje subterane de la intersecțiile Piața Mare, Tudor Vladimirescu și Parângu. Și asigur populația că, indiferent câți bani vor fi alocați pe fondul de tranziție justă Târgu Jiului, clar vom depune proiecte pentru a absorbi toți banii. Deocamdată sunt la nivel de discuții. O să vedem concret în momentul în care vor apărea clar domeniile unde merg implementați. Ce mi-aș dori de la acest fond? Nu numai să consumăm bani pe, să zicem așa, calificarea populației, și mi-aș dori să văd bani în infrastructură pentru atragerea de investitori. Noi, echipa care conducem acum primăria Târgu Jiu, avem în vedere acest lucru, dar clar o mână de ajutor cu banii europeni ar accelera lucrurile. Și aici mă refer la zona CET, care știți foarte bine, am început parcelarea, o să prindem un buget proiectarea și automat să tragem tot ce înseamnă utilități pentru firme, pentru IMM-uri în special, pentru că zona CET se pretează mult pentru IMM-uri, și aici vorbim de canalizare, presiune, gaze medie, conducte de gaze cu presiune medie sau mare, curent electric cu tensiune înaltă. Avem investitori interesați de Târgu Jiu? Sunt, vin și întreabă și IMM-urile, am avut și câteva firme străine care au venit la Târgu Jiu în ultimile, să zicem, cam 3 săptămâni. Vreo 3 firme poloneze, dar deocamdată se simte clar lipsa unei centuri care, din informațiile care le-am, vor începe lucrările undeva în jur de 1 martie, se va da ordine de începere. Ne lipsește un pod al Ainici. Știm foarte bine că, din punct de vedere al camioanelor, suntem izolați de partea de nord a țării sau de partea de Ardeal sau de vestul Europei până la urmă. Și totuși, dacă aceste lucrări sunt sau vor fi în desfășurare, clar și noi trebuie să mergem în paralel cu asigurarea infrastructurii la nivel de
Târgu Jiu pentru a putea asigura condițiile necesare investitorilor. Și sunt convins că undeva la sfârșitul anului 2022, sper să nu fiu prea optimist, dar la sfârșitul anului 2022 zona CET va fi gata, iar zona de nord, în condițiile în care apare un investitor mai mare, nu este o problemă așa de ca la zona CET, pentru că sunt mai aproape utilitățile și cheltuiala ar fi mult mai mică, dar suntem pregătiți. Vom fi pregătiți și pentru investitori mici și pentru investitori mari. Spuneați că ne lipsește centura și ne lipsește podul de la Lainici. Când vor fi gata? Podul de la Lainici s-a dat deja ordinul de începere. Sincer, nu știu că se lucrează, n-am fost în ultimul timp sau dacă a permis vremea până la urmă să se desfășoare lucrări în zona respectivă. Este o lucrare foarte amplă, nu este un pod obișnuit, este destul de mare. Iar în ceea ce privește centura municipiului Târgu Jiu, știu clar că la ora actuală constructorul a depus tot ce trebuia depus pentru a finaliza dosarul de licitație, inclusiv scrisoarea de garanție bancară, pentru că cea mai mare problemă era scrisoarea de garanție bancară, să nu uităm că este o lucrare de aproximativ 45 de milioane de euro și așteptăm ordinul de începere al Ministerului Transporturilor, în special al CNAIR-ului. Eu cred că, cum va permite vremea, sigur vor intra la treabă. Este un contract mult prea mare și orice constructor o asemenea lucrare și-o dorește. Nu cred că o ratează. Rămânând în zona fondului de tranziție justă, ce direcție credeți că ar avantaja Târgu Jiul și implicit târgu jienii? Am spus-o mai devreme. Clar, infrastructură industrială pentru crearea de parcuri industriale, pentru modernizarea zonelor care vi le-am enumerat mai devreme, în special zona CET și zona de nord a orașului, unde avem în jur de 28 de hectare, o zonă pe care nu vrem să o parcelăm, intenționat nu vrem să o parcelăm, tot în speranța că vom atrage investitorii mari, iar investitorii mari în general stau de vorbă de la 10-15 hectare în sus. Vine primăvara și unul dintre vestitorii primăverii este acel târg de mărțișoare. Cum va mai avea loc în acest an? Da, am discutat-o și chiar astăzi am discutat-o la ședința operativă. Edilitarea se pregătește să amenajeze, își face inventarierea la tot ce înseamnă corturi pentru târgul respectiv și, bineînțeles, oamenii au început de mult, firmele sau persoanele fizice autorizate, în fine, depinde cum sunt organizații, deja au început să-și depună cereri pentru obținerea unui asemenea cort. Așa cum au fost obișnuiți și pe primul mandat al doilea primar și acum va fi la fel, printr-o tragere la sorți, pentru a nu mai fi, să nu mai aibă impresia că sunt unii favorizați și alții defavorizați, efectiv fiecare își va trage locul cu mâna lui. Vor fi condiții speciale, dată fiind pandemia? Din punctul meu de vedere, având în vedere modul cum arată corturile respective, cred că distanțarea se face din start, au pereți despărțitori și nu ar trebui să fie mari probleme. Având în vedere și legislația, faptul că suntem obligați să purtăm măști și atât în spațiile deschise, cât și în spațiile închise, cred că și clienții vor fi protejați și nu vor fi probleme. S-au redeschis școlile și, din păcate, la nivelul municipiului Târgu Jiu, într-un scenariu galben. Sunt pregătite pentru un scenariu verde? Un scenariu verde sunt în siguranță, din acest punct de vedere, elevii și profesorii? Nu uitați că în municipiul Târgu Jiu de 3 ani de zile s-au făcut investiții masive în învățământ. Am vorbit și la începutul emisiunii, vorbim și acum. Au toate condițiile pentru a începe pe zonă verde. Pentru echipa noastră de la primărie, sincer, a fost o frustrare. Ne-am fi dorit ca toți copiii să fie la școală în acest moment, nu numai clasele 0-4, a 8-a, 12-a și a 13-a, dar să sperăm că până la urmă acest indice de infectare va fi privit la una cu indicele de la Horeca și o să avem toți copiii la școală. Lucrările legate de transportul public în comun, în ce stadiu sunt? Cum sunt? Vorbim de cele două proiecte, în valoare totală de peste 40 de milioane de euro. Primul proiect s-a finalizat licitația. Acesta presupune doar achiziționarea de noi trolee. A fost, caietul de sarcină a fost făcut pentru 20 de
troleie, 11 normale, cum le știm și pe acestea numai noi, și 9 cu autonomie. Din păcate, singurul ofertant, firma Solaris, nu a licitat decât pentru cele 11 normale. De la cele 9 a fost o, să zicem așa, o confuzie în ceea ce privește caietul de sarcini. S-a reluat licitația, nu vor fi pierdute nici acele 9 troleie. Acum, dacă va veni și alt ofertant în afară de Solaris, rămâne de văzut. În ceea ce privește proiectul cel mare, și aici aș sublinia faptul, tot am vorbit de fonduri europene mai devreme și nu că laud neapărat primăria Târgu Jiu, dar tot timpul primăria va căuta să atragă absolut cât mai multe fonduri. Suntem singurul ATU din țară care pe aceste proiecte am achiziționat și modernizarea liniilor. Restul orașelor, pe aici vorbim chiar de Cluj, chiar de Brașov, au mers doar pe achiziționarea de noi trolee fără modernizarea liniilor. Noi avem modernizarea tuturor liniilor existente și prelungirea acestora pe anumite zone. Aici aș da exemplu zona paralelă la 45, unde se termină la ora actuală liniile de troleu, până în zona Cetului, unde avem un proiect pilot față, sau o anexă la acest proiect, care prevede o parcare mare, un fel de park and ride, unde oamenii care vin din afară vor parca mașinile acolo și vor avea posibilitatea să meargă prin Târgu Jiu cu noile trolee. Eu vă mulțumesc tare mult pentru intervenția la știri și sperăm că toate aceste proiecte vor fi puse în aplicare. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Un copil în vârstă de numai un an și patru luni și-a găsit sfârșitul în mod tragic. Tatăl lui conducea un tractor și s-a răsturnat în afara drumului. Alături de bărbat se afla cel mic și fratele său în vârstă de 8 ani. Toți cei trei au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Însă, pentru copilul de un an, medicii nu au mai putut să facă nimic. Tragicul eveniment s-a întâmplat în comuna Văgiulești, iar conducătorul tractorului era din localitatea Corcova, Mehedinți. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru mai multe fapte, printre care ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, dar și alte infracțiuni la regimul rutier. Doamnelor și domnilor, știrile Gorj TV se opresc aici. Urmează În Interes Public, unde invitat este consilierul local Luminița Popescu. Noi ne revedem și mâine la aceeași oră cu principalele evenimente ale zilei. O seară minunată!